concluziile pe care le avem ca urmare a raportului preliminar este că în diferite baze de date, prin diferite metode de raportare, s-au obținut rezultate diferite. S-ar putea ca niciuna dintre ele să nu ne dea un rezultat exact, așa cum s-ar putea ca niciodată să nu știm câte persoane au decedat de COVID în această pandemie. Fie pentru că nu au fost raportate corect, fie că nu au fost înregistrate corect, fie că nici măcar nu au fost diagnosticate. De raportat raportează 300 de spitale, mă rog, în funcție de cât sunt integrați. Acum sunt 200 de spitale COVID. Raportează centre rezidențiale, raportează medici de familie, raportează medici care constată decesul la domiciliu. De preluat raportările preiau 42 de direcții de sănătate publică, care de asemenea au angajați, destul de mulți. De transmis la Institutul Național de Statistică, de exemplu, transmit alte 42 de direcții județene de statistică. De integrat date le integrează Institutul Național de Sănătate Publică, Școala Națională, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, plus raportările de la nivelul Ministerului Sănătății. Și atunci nu e o eroare umană care a determinat aceste diferențe de raportare. Cel mai probabil sunt o sumă de erori datorate unor procese și proceduri imperfecte. Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM.